Bună ziua și bine ați venit! În conformitate cu dispoziția primarului Comunei numărul 23 din 8-a 2-a 2022, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal, ce va avea loc în data de 16-a 2-a 2022, în sala de ședințe. Supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este de acord? Împotrivă, abține, 100%. Întrucât ați luat la cunoștință ordinea de zi, supunem la vot ordinea de zi de astăzi. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Punctul 1 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 848.864,88 lei din excedentul bugetar al anilor precedenți, sursa A, în vederea finanțării cheltuielilor aferente secțiunii dezvoltare, inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate. Bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local de aprobare a bugetului local aferent anul 2022. Că nu vorba de punctul 1, este vorba de excedentul bugetar pe anul 2021. Observăm că este 848.000 de lei, adică 1.480.000, dar cum v-am anunțat, și într-o ședință de luna decembrie, v-am prezentat că excedentul este de 16 miliarde. Nu v-am mințit că este de 16 miliarde, s-a plătit către PNDR o subvenție de 7.900.000, au venit banii în luna ianuarie, cei 7.900.000, dar nu au fost considerați ca excedent, ca și subvenții din PNDR. Excedentul bugetar este de 1.848.000 de lei. O să vă precizez la venituri, când o să vă citesc bugetul local, să vedeți că sunt și cei 791.000 de lei. Adică, acești 848.000 excedent nu poate fi folosit doar pentru dezvoltare, pentru investiții, nu pentru capitolul funcționare. Ei sunt împărțit pe lista de investiții, să vedeți. Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 88.926,17 lei din excedentul bugetar al anilor precedenți, sursa E, în vederea finanțării cheltuielilor aferente serviciului de salubrizare, inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate. Așa, deci, unitatea are două surse. Sursa A, care este bugetul local, și sursa E, pe autofinanțare. Sursa de autofinanțare. Prin sursa E, înțelegem, salubrizare. Vedeți că avem un excedent de 88.000, aproape 89.000. Sunt bani încasați pe căldură în luna decembrie. Noi avem facturi de această sumă de 90.000, dar nu am efectuat plata în luna decembrie, având în vedere că trebuia să ridicăm veniturile, noi am deschis credite de 90.000, dar nu am avut sume în cap. Adică trebuia să ridicăm veniturile unității cu 90.000, astfel încât să putem efectua plata. Nu a mai fost timp, au rămas acei 90.000 și vom efectua plata către ADIS, adică către ADIS și inclusiv către Lompres, pentru plata facturilor aferente anului 2021. Cu această sumă de 90.000, suntem aproape pe zero. Nu avem nicio datorie. Să zicem, 5.000 sunt minte că aveam datorie de 5.000, dacă am fi efectuat această plată de 90.000. Întrebări? Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2022. Inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate. Eu vă fac mult să fiți atenți. Este... Cred că toți a studiat. Plecăm de la venituri și cheltuieli.
veniturile din raportul de specialitate a doamnei contabile, observăm că tau venitul sunt 14.499.000, adică 144.990.000, adică 14.499.000, v-am spus în prevalent, plus 846.000 excedent. Adică total venitul pe comuna Sângurie este de 153.000.000, 670.000, adică 15 milioane. 15 milioane de lei. Aceste venituri sunt de la Consiliul Județean, spre exemplu, de la NAF. De la NAF sunt 37.280.000, din venituri proprii, 686.000, adică 6.160.000, sume la total sume, inclusiv cele de la PNDR, adică subvenții de la Planul Național de Dezvoltare Locală, de cele trei investiții, respectiv grădiniță, alimentare, drept cu apă și canalizare, sunt de 7.228.000. Total, venitul, cum am spus, de 5.360.000. Veniturile se prezintă, acum cheltuielile. Pe autorități publice, ce pot să spun? S-a asigurat salariile, s-a asigurat iluminatul public, care anul trecut ne-am întrebat după execuția bugetară. Anul trecut am avut o execuție bugetară de 1.900.000, de 2.000.000. Având în vedere că anul acesta s-au scutit cu 55%, am pus 350.000 de lei, adică 3.500.000. Nu știu cât vom plăti, dar banii sunt alocați pentru asistență socială. Statul a alocat 152.000, respectiv, pentru angajații de la asistență socială, dar și pentru indemnizație persoanelor cu handicap. Total sume sunt 852.000 de lei, 8.120. Conform legislației, noi avem obligația să punem din bugetul local 10%. Și am pus 10%, 85.000 de lei, 850.000 de lei. La Ordine Publică și Siguranță Națională s-a asigurat salariile, iar la Protecția Civilă am alocat 90.000 de lei pentru achiziție de astea. Este puțin mai greu cu achiziția de astea, deși anul trecut am pus să cumpărăm și nu au chipuri, păi, să dea Dumnezeu să avem cum putem face față decât cu o mașină, rogam este stricat. La învățământ, pe lângă sumele alocate de către guvern, cheltuieli pe burse, pe standard, pe cost elev, avem sume alocate în bugetul local, care sunt esențiale pentru noi. 66.000 de lei, dintre care transportul cadrelor didactice, 35.000 de lei, am alocat toate sumele necesare pentru anul școlar 2022 și celelalte sume care sunt pe cheltuieli complementare, care trebuie suportate de către bugetul local. De asemenea, vedeți, achiziție mijloace fixe, doamna director vrea să cumpere un display, nu știu de care, care costă 100 de milioane, total 66.000 de lei. Deci, de la bugetul local către școală, 66.000 de lei. Acum, cultura. Investițiile o să lăsăm la sfârșit. La cultura. Am să asigur la salariile, iar către biserici, Biserica Ortodoxă Sângurieni. Am alocat 50.000, dar trebuie 100.000, ca să știți, dar părintele a zis deocamdată să-i dau doar pentru schimbatul geamurilor. Iar doar nu, și imediat când terminăm geamul, le punem și acoperișul. 50.000. Biserica Ortodoxă Berșești doar 25.000 de lei, asta incluzând niște scaune și gardul despărțitor dintre biserică și domnul Brânză. Biserica Evanghelică Sângurieni vrea să construiască o casă mortuară 20.000, dar n-au autorizații, n-au nimic. Biserica Adventistă Sângurieni vrea să cumpere niște șipci de metal pentru gard 5.000 de lei. Biserica Romano-Catolică Sângurieni 50.000. Total biserici 150.000. Și 130.000 și se bădă de Crăciun 20.000, cu tot 170.000.
La asistență socială v-am prezentat pentru asistență personală 7 miliarde, pentru indemnizații 2.350.000, pentru pregătirea profesională a asistenților sociale 4.000, ajutoare de urgență 15.000 și ajutoare de încălzire de la stat 47.000. Serviciul de dezvoltare publică, așa cum v-am spus, 320.000, nu 350, mi-a scăpat, înseamnă că am modificat, energie electrică și iluminată. 45.000 de mentenanța, dar nu cred că o să, 45.000, pe care 25.000 schimbăm stâlpii de pe Câmpul Verșeștiului, pentru că cei de la Nord Telecom au cad jos, băgăm niște stâlpi de metal, plus mentenanța care este de 18 milioane pe lună cu societatea DAI Electric, adică e o sumă mică, 1.100 de lei. Observăm că la dezvoltare publică am pus pentru gaze naturale consultanța 10.000 de lei, o să vă prezint de gaze naturale, proiectul gaze naturale. Și observăm că la cam atât și la transportul, am asigurat salariile, am pus puntea de la grafice 10.000, plus 20.000 la alte reparații. Piese de schimb, adică sume foarte mici. Deci am prezentat cheltuielile de funcționare, care trebuiau neapărat incluse de oricare dintre dumneavoastră, de mine sau de oricine ar fi fost primat. Adică plus minus anumite sume, care vor rămâne în bugetul local sau care nu o să fie de ajunsul, va fi rectificat de buget de suplimentare a sumelor respective. Încă o dată precizez la Sănuren, oricând, când vrea părintele, când dăm banii pentru tablă. Da, nu este o problemă, acum se schimbă geamurile, e adevărat că este curent. Adică... Da, cu timpul dumneavoastră asistit, v-a spus că nu vrea să strice forma și de asta am... Nu obiectez, îl dăm bani pentru altceva, promisiunea este făcută. Poate dar... doar să îi dăm o obsea de asta, că are câteva multe rugine. Nu obiectez eu. De asta am ales geamurile, pentru că vârșii e curent. Da, știți mai bine. Acum vorbim de investiții, care sunt cele mai importante. Pe niște calcule foarte simple, nu ne interesează subvențiile de la PNRR. Subvențiile de la PNRR sunt venite de la stat. Statul execuții lucrări, subvențiile de la stat, adică îți plătesc facturile respective. Observăm că subvențiile de la Planul Național de Dezvoltare Locală este de 7.298, deci 72 de miliarde. Subvenții de la PNRR. Când ne ducem pe lista de investiții, e un calcul foarte simplu. Și vedem că total venitul pe primăria Sănuren este de 5.367, din care se scad, cheltuielile pe funcționare, care sunt de 4.282,05. Asta se numește un calcul simplu, din 5.367 minus 4, l-am numit pe lista de investiții, dacă vedeți, 11 milioane, 110 miliarde. Din acești 10 miliarde, din acești 110 miliarde, se scad subvenții de la PNRR. Se scad subvenții de la PNRR. Și ne rămân banii pentru investiții. Și atunci s-au împărțit banii pentru investiții. Pentru DASă, 90.000 de lei. La cea DASă, 90.000, vedeți că este impus în bugetul în țară. Construire comuna Sănuren, grădință comuna Sănuren, 160.000 din bugetul local, vorbim din bugetul local, nu avem chiar bugetul din PNRR. Alimentarea cu apă statului, aparținătoare comunei Sănuren, tot 160.000. Canalizarea, înființarea rețelei, tot 160.000. Deci asta înseamnă că cele trei investiții pe PNRR, primăria a alocat 480.000. Adică, dacă rămân în posibilitate constructă de a efectua niște lucrări, primăria îi ajută imediat cu recuperarea banilor după ce am transmis facturile. Deci, încă o dată, rețineți, 480.000 din banii de buget local, care sunt banii primării, care se recuperează. Branșamente și raportul comuna să vrem și dezvoltare. Este o investiție nouă, este în proiectare. Și vedeți că s-au alocat 370.000 de lei, adică 3.700.000. S-au alocat acești bani 3.700.000, având în vedere că suntem într-o situație foarte grea cu Câmpul Tisei,
că până de la 31 decembrie 2022, cât Butizii trebuie să fie asfaltat, că avem banii 10 milioane pe Butizii. Mi-este foarte teamă că nu o să reușim branșamentele și raporturile. Branșamentele de la înființarea rețelei de canalizare au fost incluse în proiect 384, dar nu au fost date de guvern 384. Observăm că această sumă 370.000 este mult prea mare pentru cele 50 de acorduri care sunt necesare pe Câmpul Tise. Nu știu, probabil vor fi folosit și acorduri, vor da o hotărâre de consiliu local, persoana fizică să suporte 80%, noi 20%, deci deocamdată am alocat acești bani, dar fără a ști cum îi folosim pentru acest proiect. Știm doar de acele 50 de branșamente care sunt incluse în proiectul de înființare rețea canalizare, care pot fi plătite din subvenții la PNRR, nu din bugetul local. Acești 370.000 nu știm cum îi folosim deocamdată, pentru că nu este gata acolo. Dar nu pot să-i folosesc dacă nu vin într-o singură local. Rețea canalizare, v-am precizat. Continuarea modernizării drumului comunal din Comuna Sândoni. Este vorba de drumul de la Belșești, unde s-au alocat decât 150.000. Cei lucrări s-au mai continuat și am rămas dator de anul trecut 30-40.000 de lei. O nouă investiție, unde noi nu am început să efectuăm lucrări, este modernizarea drumului de interes local din Comuna Sândoni. Este vechiul proiect care e depus pe fonduri europene, care. Aproape 27 de miliarde. Adică subvenționăm foarte mult această investiție, unde avem și autorizație. Această investiție are autorizație. Și am introdus o lucrare nouă. Nu am pus decât 50.000 de lei care reprezintă avize, ridicări topo, planul, SF-ul, 50.000 de lei. Modernizarea drumului comunal de 157, sat Vărșești, Comuna Sândoni. Adică prelungirea drumului de la Vărșești. Adică anul viitor sau când vă fiți, să am toată documentația întocmită pentru continuarea drumului. Întrebări de bază. Orice întrebare, vă răspund. Singura problema mea este, deci vă spun sincer, cum vă chitui acei 27 de miliarde. Pentru mine, ca om, este foarte greu să aleg ce drumul să fac din acei 27 de miliarde. Să zicem 27, să zicem că mai facem o de 2, 3, 4 miliarde, să zicem 30 de miliarde anul acesta. Ce drum facem noi de 30 de miliarde anul acesta? Ce valori mai sunt acum per kilometru? Poftim? Ce valori mai sunt acum de execuții per kilometru? Că deja prețurile o să ieși. Nu, aici este situația, nu se știe niciodată, nu se știe, spre exemplu, scoțelul a scos de 4 ore, citați și am venit. Acum să ceargăm cu 10 miliarde de kilometri acum. 10 miliarde de fără de rigole, doar de sală. Să nu fără de sală. Drumul de la Sara Pădurii, la 800 de metri, costa 13 miliarde cu rigole, cu două provenție și asfalt și rigole și tot. E o situație foarte grea. Ce drumuri? Nu știu, eu ca și punct de vedere, este greu, foarte greu să mă duc în toamna să fac două drumuri. Acum. Cum e foarte greu. Să te duci să faci acum două drumuri în coma. Având în vedere și anul trecut tu făcut un drum și acum să te duci cu două drumuri. Nu știu, este foarte greu să mă duc. Stau și analizez, nu știu, stau de două săptămâni și nici măcar n-am scos la licitație. Am scos altceva la licitație și o să vă spun ce am scos la licitație. E o situație foarte grea. Să te duci acum în coma să faci două drumuri, trebuie să faci în alte sate, eu sunt la ceva din ea. Adică omul vrea. Doamne, fă-mi. Dar și tu ai făcut drumul o casă, dar casa aia nu ai făcut-o într-un an de zi. Adică nu poți să te duci cu 30 de miliarde acum în comand și restul să nu trebuie. Eu sunt la ceva din ea și dacă aveți o sugestie, un punct de vedere, puteți să spuneți. Nu mă supăr, este foarte greu. Adică pentru mine este foarte important zona asta, zona centru Sădoelului. Este foarte important. E o situație mai grea
că pe partea dreaptă nu pot să mă duc, adică și așa, nu, doi, pe partea dreaptă, pe partea stângă, deci zona centru este foarte importantă. Adică să mă duc în coma, ieșesc sus și săboienea și eu să nu fac centru. Nu știu. Analizați și dumneavoastră, spuneți în punct de vedere, e foarte important. Pe urmă, observăm că avem un buget foarte mare la cei trei investiții pe canalizare, apă și grădiniță. Vreau să vă spun că statul, prin ordine 92 apărut în septembrie și în ordine 105 de ajustare a prețului, trebuia întocmite niște documentații. S-a întocmit acele documentații atât în septembrie cât și în octombrie și s-au solicitat niște sume suplimentare. Adică refacerea drumului, dau un exemplu, refacerea drumului Câmpul Tisei pe proiect costă 1 miliard, 1.200.000. Dar noi poltim drumul ăsta Tisei tot. Și ar fi trebuit să facem bugetul local. Și am solicitat 10 miliarde să-mi dea să refac drumul. S-au alocat acei 10 miliarde. Pe urmă, grădinița de la Sărdurești. Pe planul de situație în faza de TAC, nu au fost scoase la licitație dotările, care sunt în cuantum de 5 miliarde. Am solicitat acei 5 miliarde. Mi-au dat acei 5 miliarde. Deci, acum, săptămâna trecută, am fost cu Mircu Ceangă, am venit cu 3 contracte, unul pe 21 de miliarde, unul pe 17 miliarde, unul fiind de 16 miliarde. Deci, practic, statul mi-a dat acum 40 și ceva de miliarde. Pe canalizare și pe grădiniță. E foarte greu pentru că sunt foarte multe lucrări și trebuie scoase la licitație, deci bani sunt foarte mulți, dar nu știu cum să prioritizăm, cum să efectuăm, că este foarte greu. Este foarte simplu să spuneți, bă, primarul, ei, acum, cum am spus acum 2 ani de zile, că avem foarte multe investiții și la nivel de ONG, nu spun de Bacu, aveam cele mai multe, așa vă spun și acum, nu știu dacă sunt atât de multe investiții, dar sunt cele mai mari investiții acum, ca și valoare. Nu știu dacă sunt cele mai, dar sunt cele mai mari, ca și valoare. Nu știu dacă reușim să terminăm până la 31 decembrie. Da. Întrebări pe partea bugetului. Aici, ca o paranteză, am ajuns la concluzia ce spuneau cei de la Uniunea Europeană. Vă dăm bani, dar nu puteți să-i absorbiți. Am ajuns cu banii noștri acum să ne putem absorbi din cauza lipsei investitorilor sau celor care vor trebui să lucrează lucrările. Investitorul este. Investitorul este. Investitorul este. Dar ei, cum să zic, nu poți să te apuci de asfalt când nu faci raporturi. Nu te poți apuca de asfalt când nu pui branșamente. Dom'le, va ieși un scandal imens. Adică, dom'le, branșamentele astea pe Câmpul Tisei, ok, sunt în proiect. Sunt în proiect, facem 50 de branșamente în bugetul local. Asta e viața. Când îi costă 1 miliard, cât costă, facem mai. Dar ce facem la codurile? Nu trebuie căutat o firmă care să nu... Dar nu, vorbesc ca termen. Dar vorbesc altceva. Vorbesc altceva. Dumneavoastră stați la stradă. Da. Da? Eu trebuie să plătesc, iar Câmpul Tisei se sponsorizează pe mine. Nu e corect, că nu e... Păi și ce fac? Îmi pierd 10 miliarde. Îți nevoiți să mă duc pe Câmpul Tisei. Nu înțelegeți că sunt nevoiți, nu am ce face. Da. Pierd 10 miliarde și atunci ce fac? Bă, pierd 10 miliarde. Păi dacă am pierdut 10 miliarde pe Câmpul Tisei, nu-i vorba de Câmpul Tisei, nu mă înțeleg. E vorba de satul Cucuieță din Deal. E un sat, nu vorbim de Tisei aici. Vorbim de un sat. Adică dacă nu fac branșamentele imediat, adică să bat în aia, dacă nu fac la acordurile, adică eu trebuie să ajut omul, e pe până de tată, omul ce zice, domnul primar, eu n-am bani să-ți dau eu ție 50 milioane pe canalizare și apă. Și nu am bani. Dar atunci ce faci? Vin la minister banii aia, ei, la acordul ce fac? Dar trebuie, pă, domnule, uitați-vă, cât costă? 27 de milioane branșamente. Dă primul ăia 10 milioane, dă și mata 17 milioane. Și să vedeți, atunci omul se racodează toți. Nu se racodează? A, puterea... Sunt populație, este populația care nu-și permite. Și ce facem? Să-i ajutăm. Să-i ajutăm noi, trebuie să-i ajutăm pe toți. Pe
Deci toată populația, nu facem discriminare. Deci nu facem discriminare. O să-i branșăm grav, îți dau un exemplu. Dar după avem certitudinea că își plătește. Asta e. Închide apa, îi tai apa și iar și ai făcut investiția aceea. Ei, la oameni își plătesc ca patrezi de apă. Așa, ce facem? Tot trebuie făcute. Trebuie făcute, dar putem face drum. Domnul consilier, de cum puteți. Da, ia-ți atitudine. Zici tu ce nu. Nu, dar nu e timpul. Când puteți să-i plătești? Poftim? Când puteți să-i plătești? Toți oamenii plătesc. Ascultați-vă, când puteți, toți vă așa se acordează. Ascultați-vă pe mine. Dar dacă mărea să-i dă un bol de acolo, de 5 milioane, 500 de lei. Haideți să vă spun, dacă îi dai 500 de lei la om, sunt 1000 de branșamente, deci 5 milioane. Haideți, domnule, cu noi mult, dacă ajutăm cetățeanul, să zicem, cu 500 de lei, cu 5 milioane. Am de primăria 5 milioane. Dar avem o investiție funcțională. Și niște bani care îi privi da. Și nu e o chestie exact. Pierde. Exact. Pentru că dacă și executantul ar accepta o plată în termen, te-ai asigura și mai mult. O plată în termen înseamnă ce? Două ore. La o distanță de 3 luni, până la urmă și statul. Statul plătește foarte greu. Uitați-vă, 370.000. A fost din bugetul ăsta, 370.000. Adică gândiți-vă, dacă sunt 370 de la acolo, să zicem 10 milioane, dacă pun 5 milioane, sunt 720. Cât iese până la final un acord de apă și canal? Depinde. Pe gospodărie. Să zicem, aici ar fi cam distanțele s-a făcut, cam precis. Noțiuni, diferite total. Pe exemplu, la mine. La dumneavoastră, nu vorbim de când puteți. Nu, facem două preparații. Când puteți și mine. Dau un exemplu, că ei aici îmi trebuie un capac carosabil, nu necarosabil, da? Capacul carosabil 400 de lei, butoiul cu totul costă 14 milioane, pe când la mine e 350 și 1.500 de lei. Deci, diferența între mine și dumneavoastră este 10 milioane acum. 17, 18, 13 milioane. Pentru că ele vor fi pe marginea șanțului. Exact. Da, acolo nu se caută, haideți să caută. Capacul lăsată, pe exemplu, pe zona mea. Am pun un tub de la vicinie, 2000 oameni. Exact ca mău, la tot drumul, eu pe mijloc nu mă capace de... Asta va fi pe două laterale, da? Trei rând de capace. Vă dați seama ce va fi aici? Dacă tarnă... Cine tarnă asfalt? Cine execută lucrarea? Da, după aceea, după aceea, după aceea, ce poți să faci dacă nu? După aceea, după aceea, după aceea, dacă execută corect, da, se orientează bine, dă cotele bine. Domnul, acum când putiți sau orice sală, nu-i de viteză. Sunt ce dură. De viteză, dar sunt foarte jenant. Da, din amatorul. Da. Nu, dar sunt jenante alea când trecărezi tot timpul, ei loc la fiecare capac, la 20. După cum vedeți, bugetul a fost împărțit. S-au depus acele trei cereri de finanțare de PNDR, s-au venit calificări, s-au depus iar calificările de PNDR, a fost în ședința, s-a aprobat calificările. Așteptăm să vedem dacă ne-a făcut ceva, dacă ne-a aprobat aranjamentele și la codul, a pus banii de la bugetul de stat, la seama că ar fi mai mult de atât. Am avut un control de la CLA. Ei spun așa, câte case ai? Nu, ai 500 de metri cubi, ai 3 stații de modelare, ai 500 de metri cubi. Ca să fie funcționabil o stație, trebuie să funcționeze la 66% la 70%. Adică să fie acordat 330 de persoane, 284, ca așa e prin proiect. Adică eu, ca să pot să dau drumul la stația de iepurare, aia de 100 de metri cub, trebuie să am 280 de oameni. Hai, 250 de oameni. Dar nu funcționează. Adică, cum zicea domnul Maia, nu. Și cum să face raportul? Unul la unul. Dacă ai canalizare 280, trebuie să ai 7-280. Adică nu poți să dai drumul să-ți meargă pompiera la vot, dar să consumi atât de mult curent și tu vezi la un moment dat că trebuie să plătești mai mult decât nu îl duci. Adică va trebui să pui o taxă și mai mult de atât, cum spunea că s-au scumpit bani. Ce taxă pui tu acum la apă? Păi n-am mai știut ce taxă spui că s-au scumpit. Da.
Bine, să avem apă și da. Căutăm funcție pentru apă. Dar când ne putem apuca de apă? Să și canalul de scurtești, mă. E făcut. Dar nu sunt mai de scurtești. Dar nu e făcut. La apă, de exemplu, picând putiții, săptămâna viitoare, nu, săptămâna aceea e început la apă. I-a dat avizele pentru că nu am preluat, pui gata? Da, nu, mi-a dat avizul de la dintre luate, dar când proiectul este dat la făcut, să se facă băie, nu știu. Noi mergem la Australia. Da, da. Valea Crisei, ce câte case sunt? Câte locuințe sunt? Da, nu știu. Cred că s-a vrut să... Deci eu, ascultați-vă, pe proiect sunt 600, pe Sandoiel sunt 684 de case la 2100 de locuitori. Țineți minte, deci, minam așa dacă vor fi 200 de case care se vor apădea la canalizare. Un sfert. Facem un studiu până la... Nu. 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 De nu. Pentru că toți oamenii fost, lacul se vor branșa. A, e ok. Dar în canalizare foarte jos. Avem o avem școala, avem grădinița, avem niște instituții și funcționăm cu aia de 100 de metri cu, înțelegeți? Da, dar aici intervine următoarea problemă. Odată ce noi avem canalizare, trebuie să o și facem funcțională, iar persoanele care toată lumea nu vrea să plătească, da, vor fi nevoiți dacă fostele respective sunt conforme. Odată ce avem o stație cu toate normele aprobate... Nu e probabil mai alțat, e Maria, nu e nu vorbim de ce e... Mă duc la dumneavoastră, să arunc la băiul, am dat cu Dumnezeu, să mai pun reapățindu-l de canalizare, ce faci, ești un gospoda. Am vrut să mă duc la alțața Maria, care are 800 de lei, să le la canalizare. Iar grupul sanitar în fondul gălui. Dar eu sunt mulțumit dacă avem 200 de... da. Astfel cât să putem funcționa cu o stație. Pentru că ele sunt trei stații. Eu, noi nu o să dăm drumul la stație. Problema este că în momentul când îi dai drumul, ea este uzură. Și atunci, dacă mărești, o să ai 400-500, trebuie să închizi asta de 100, o sper, tu aranjezi și îi dai drumul asta de 100. Pentru că până la 200, imediat se raportează oamenii, dar de la 200 la 400 mai greu. Și atunci tu trebuie să-ți curăți... Hai, întâlnă o trebuie asta. Scrie la cuvânt? Dar chiar puneți să te băcăt. Puneți să te băcăt. Dar v-am zis, e făcut corect, nu, n-am făcut priorități, n-am făcut pentru... Făcut totul la general. Și o propunere acolo, dar sunt așa mulți bani și se cheltuie. Uitați, acum am fost la licitație, scuzați-mă, mi-a dat statul și pentru un teren de fotbal la grădiniță. Deci, numai că noi, ce-am făcut? Noi ne-am luat măsurii de păcauțe înainte, știam, și am întocmit proiectul de, prag, de teren de sport din luna octombrie. Am tocmit un proiect de ziduri din partea aia pe acolo, pe la grădiniță, tot din septembrie. Noi ne-am luat măsuri din precauție, adică să reavem. Dar totuși, să scoți la licitație, n-a durează, spuneți-o. Pentru sala de consiliu, dar facem un mobilier. Dar sunt puși pe 40 de mii, sunt. Sunt puși, dacă sunt puși, înseamnă că tragem nădejde. 40 de mii, sunt puși 40 de mii. Sunt puși 40 de mii. Da, uitați-vă, avem bani pentru dotarea grădiniței. Pentru unde să scrie orice dotare? Trebuie să aducem un bilan la un design, să ne facă design. Sunt 5 miliarde. Te poți tu băga pe din clopotare să cumperi niște mese, niște scaune la grădiniță. Hai să fim un mai bine. Tot cineva care se pricește. Adică, sala doamnei Șimă. Doamna Șimă face vrea sala bof cu nu știu ce. Doamna Vasilescu vrea sala verde cu nu știu ce. Adică să avem 5 săli de clasă diferite, nu în acea... Adică să fie o grădință frumoasă, dacă tot ai 5 miliarde, sunt niște bani, foarte mulți bani. Și eu am spus, să fie o grădință nu frumoasă, foarte frumoasă. Da. Mai sunt întrebări? Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a conținutului
raportului înregistrat sub numărul 581 din 19.1.2022 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie, document emis de Camera de Conturi a județului Bacău, inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate. Propunerea aici este o de două puncte. În scapul două decizii distincte. Este o decizia din 2017 privind procedurile de ordine a primarului, respectiv servicii de întreținere pentru școală. Dar concediul de ordin a primarului sunt sume de dreptul salariale care sunt exonerate conform unei legi date. Ia punctul 5, domnul Marian, 5 minus 1, nu știu de ce este. Este vorba de inventar și... Da, da, este vorba de inventarul comunei, care în anul 2020 nu a fost efectuat. Definitivat. Și acum este definitivat. O să vedeți că este definitivat. Dar nu a fost definitivat. Ia ca o măsură a curții de conturi, ne-a precizat, poate lână inventarul respectiv. Deci, domnul Marian, 4 cu 5 împreună. 4 și cu 5 sunt în loc, deci îl citim și pe 5 sau este 5, da, da. Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință a conținutului raportului înregistrat sub numărul 323 din 12.1.2022 privind modul de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizie. Document emis de curtea, de Camera de Conturi a județului Bacău. Inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate. Spuneți la vot punctul 4, spuneți la vot punctul 5. Întrebări? Spunem la vot punctul 5. Cine, 4. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține. Punctul 5, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul compartimentului Poliție Locală, inițiator primarul comun. Proiect însoțit de raportul de specialitate. Registrația de acordare a normei de hrană pentru polițiști locali este diferită de registrația pentru funcționari. La polițiști locali este distinctă, pe când la funcționari publici sunt incluse în salariu. Aici, la poliția locală, trebuie să venim cu aprobare. Maximul este între 2.500.000 și 7.000.000. Noi am alocat o sumă egală cu o sumă a normei de rană de la funcționar public. Adică dacă funcționarul public ia o normă de rană, respectiv 2.733.000 lei, plus condiții periculoase, asta înseamnă aproape 7.000 lei, am pus echivalentul poliției locale de 70.000, astfel încât sumele să fie echivalente, egale. Adică fiecare angajat să beneficieze de aceleași sume. Adică, eu vă spun, dacă vreți, oricând, dacă vreți să veniți să verificați, n-am, știți cum este, nu poți să spui ceva ce nu... Întrebări? Supunem la vot, punctul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru spațiul cu destinația de cabinet medical veterinar. Inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate. Este vorba de doamna doctor Zărdescu, funcționează într-un spațiu închiriat care aparține din Unie Sândună. I s-a expirat contractul de închiriere de 12 februarie, 13 februarie. Seara cu începutul lunii. A depus o cerere pentru prelungirea contractului de închiriere. Nu-i trebuia neapărat să depună la DSP și ne-a rugat să o punem pe ordinea de zi imediat. Întrebare? Supunem la vot punctul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 8.
proiect privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Comunei Sânduleni pentru anul 2021. Inițiator primarul Comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate. Sincer să fiu, nu ca știu să vă explic atât de mult, este vorba de inventarul domeniului public al Comunei Sânduleni și inventarul domeniului doar al Comunei Sânduleni. Domnul Sfântul Zăbătar a pus panul două acolo, ok, nicio problemă, inventarea generală, i-a pus pe toate. Bun, calitul de noastră, problema a fost următoare. Noi trebuia să facem anul în 2020. Inventarul se face pe baza balanței, dar de seamă. Cifrele din balanță nu au bătut cele din inventar. Adică nu am putut să realizăm acel inventar. Deci nu am avut eu competența necesară și nici data care este la început să facem acel inventar. Dar de seamă am făcut-o anul trecut în 2020. Inventarul, dacă n-am fi ocupat, am avut, poate n-am fi reușit, dar sincer sigur n-am avut. Am adus o doamnă, pe doamna contabilă de la Limeș, de această cale îi mulțumesc. Nu am avut de cine să chemăm și ne-a ajutat. Deci cred că este la punctul 10, nu? Da. Urmează. Așa. Asta e ceva, deci da. Nu. 8, nu? Da. Întrebări? Să punem la vot punctul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 9. Proiect de hotărâre privind atestarea la apartenența domeniului public al Comunei Sânduleni a unui teren cu destinație de drum public. Inițiator primarul Comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate. Este vorba de drumul care duce la fermă. Ferma a fost cumpărată de cineva și vrea să facă racordul la energie electrică. Și proiectantul respectiv a solicitat să pună acest stâlp imaginea drumului nostru. Dumnezeu ăla nu era inventarul nostru. Și mi-a dat, am dăm hotărât din Consiliul Local că este Dumnezeu nostru. Ăla care duce către fir, către fir. Adică să nu rămână suspendat în aer. Nu poate fi al lor. Pentru că ei au cumpărat, au exact de cazul social, doar pentru o fața care este în zona respectivă. În Peșminte. Ok. Drumul e al nostru. Să nu fim în situația cum este la Conacul la fel. Da. Conacul se face. Cum este noastră secretar. Pământul... E al cuiva, e al unei persoane, iar construcția e al altei persoane. Exact, sau e... da. E total diferit, da. Da. Da, ce v-ați spune asta, da? Întrebări? Supunem la vot. Punctul 10. Cine este pentru? Împotrivă? 9, scuze. Abține. 10. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii în vederea întocmirii și transmiterii de situații financiare, lunare și trimestriale. Inițiator, primarul Comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate. De ce întrebam? Este vorba despre servicii contabile. Nu. Nu? Nu. Deci nu sunt... servicii contabile. Am înțeles. Deci, nu e vorba de servicii contabile. Pentru achiziționa, deci putem conform legislației să achiziționăm servicii de contabilitate. Servicii de contabilitate înseamnă neapărat contabil expert. Da? Noi achiziționăm achiziția de servicii în vederea întocmirii și transmiterii de situații financiare, lunare și trimisiale, cu o firmă de consultanță, care ca un bine, tot un fel de contabilitate, dar nu este expert. Adică nu prea găsește experți contabili în școli. Găsești contabili experți la domeniul privat, dar pe autorități publice nu găsești. Și exemplul este grămea la Vierășoanul Gavisan. Este expert, am sunat-o, nu mă bag eu pe școală, pe primărie, nu, și nu, a refuzat să bag. Și atunci încercăm să găsim o firmă de consultanță pentru transmiterea de situații financiare și de întocmire. De ce spun asta? Noi, în organigram, avem un post de contabilitate, care este pe cel bio, parcă, care este la un nivel de salarizare foarte mare. Ei, acoperim totuși munca de ani. Este greu, ca și contabil. Dar, spre exemplu, de 4 ani de zile,
nu a luat concediu de 3 ani jumate, 3 ani jumate, nu a luat decât 30 de zile concediu. Și trebuia să ia 100, adică nu poți să o ții și pe Dana blocată, blocată ca primărie. Și e foarte greu să nu ai un om de bază. Și atunci trebuie să găsăm o firmă de consultanță ca să o ajute pe Dana. Ca și cheltuieli, toți suntem în minus, pentru că dacă aș fi angajat repede un contabil, salariul este mult prea mare. Dar, normal, ar fi să angajăm un contabil. Încă un contabil. Adică postul este să fie acoperit. Dacă nu este primarul, este vicele, nu este secretarul, este tante Malicica. Nu este Malicica, este Dumazonia. Nu este Dumazonia, este tante Malicica. Nu este Dana de achiziție, este Dana asta. Dar nimeni nu. Deci, nu este Ancuța, este Doina. Nu este Doina, este Ancuța. Nu este Ticu, este Ticu. Adică, în continuu să fie persoane lucrurile pe post, ca să poți să funcționeze. Întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Marian, să... E tot un fel de contabilitate, dar numai nu se trebuie să fie opoziune. Înțelegi, nu e contabilitate, ești pe contabil. Dar tot ce ajungi să faci. Adică te-ai dus puțin după lege ca să trebuie să faci din ei. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor. Inițiator primarul comun. Proiect însoțit de raportul de specialitate. Da, v-am prezentat, sunt mai prezentat, dar mai prezentat. Da, vorbim pe buget. Știi. Da, am zis așa. Eu am greșești. 15.000 construiere egal, 10.000 achiziție panouri radiante pentru cărine și 5.000 cheltuieli de întreținere, cuveasa Paraschiva, 50.000 geamul, Catolică Sfântul Paul, 50.000 execuție de lucrări, adventistă 5.000 de lei, rigă, tablă, portugal, și creștini după Evanghelie, 15.000 de lei. Asta e. Întrebări? Când supunem la vot punctul 11, cine este pentru? Împotrivă? Abține. Daniel se... Da. Abține. Da. Bine. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice a Comunei Sândule, județul Bacău, pentru anul 2022, inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate. În vederea scoate la licitație a unei investiții, de exemplu, parcul, trebuie neapărat să ai o strategie anuală de achiziții, care să fie inclusă, acea investiție să fie inclusă în acea strategie anuală de achiziții. Acea strategie să fie inclusă. Care să și în lista de investiții? Care fie lista investiții? Adică să fie inclusă aici, ca să poți să dai. Și dacă ați văzut, ce procedură? Da, uitați-vă ce frumos. Noi nu avem lucrări micuțe. Noi avem doar o procedură simplificată. Vede toată țara lucrările. Adică, când trebuie în țară directă, de exemplu, sincer să fiu. Aș fi vrut părțulețul ăsta de la terenul de spor, de la terenul și să-l dau prima prin trebuie în țară directă. Sincer să fiu. Dar nu pot să dai, pentru că valoarea este mult mai mare decât acele 100 de mii de euro. Și proiectantul zice, atât costă. Adică nu ai cum să spui că eu pot să șoc din graf și tu zici că tu nu ai mai, dar proiectantul zice că atât costă, atât costă. Mai ales că, hai, o va fi o situație foarte grea la nivel de țară, pentru atât timp cât materialul s-a scumpit. Iar la altă problemă că vor fi, referitor la scala de alertă. Vreau să vă spun, dacă scala de alertă se termină peste o luni de zile, cum este prelungită pe una alte, va fi un haos în țară. Să vă spun de ce. Toate investițiile astea care le-am prezentat eu prin PNDR se suspendă. Și vă spun de ce se suspendă. Legea spune așa, autorizație de funcționare, autorizație de construcție la investiții respective, din momentul încetării stării alertă, se prelungesc cu 90 de zile. Avem una martie,
mai, iunie, iulie. La 1 august nici, nici în România nu se mai lucrează. Nici o societate nu lucrează. Și atunci ei vor trebui să prelungească această stare, au două variante, să prelungească această stare de alertă, tot să o prelungească până la 31 septembrie, sau să vină cu reglementări la hotărârea din guvern care să precizeze că acea autorizație cu construcție să se păseze până la 31 decembrie 2022. De asta problema este foarte gravă, că nu au să termină. Și atunci, ce faci dacă nu termină lucrarea? Va trebui să scoți rest de executat, la licitații, ia documentații și necesită foarte mulți bani. Sau, a treia variantă, să se precizeze că investițiile începute sub autorizație să rămână până la finalizarea lor. Asta ar fi cel mai corect din toate, dacă îți înțelegi ce vreau să zic. Avem trei variante. Asta este. Strategia noastră. Întrebări la punctul 12? Spunem la vot. Punctul 12, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 13, divers. Scrie la cuvânt. Chiar puneți întrebări. De exemplu, azi la un punct de vedere cu drumul de la ce drum o să fac anul ăsta. E o situație de an. S-a zis, pentru mine e o situație foarte de an. Domnul Popovici. Da, da. Rugămintea mea este bine, primăvara. Dacă nu se poate face asfalt anul ăsta, facem la anul ăsta, nu scrie mai. Dar măcar niște balasturi și este șansul la Ionuț, la Iacob. Apa șanțul mai sus ca drumul și mai, mai terasament. Și trebuie coborâte șanțurile și băgat un pic de balasturi până în fundul satului. Și o jumătate de tub la publicar, acolo, în pădure. Dacă se poate. Se poate, trebuie să se poate. Eu nu am ce să mai cum de asta. Pus niște piatră concasată de pe balasturi, de pe drumul sătesc, pe asfalt, acolo. Deci sunt investiții minore, nu de valoare mare, dar trebuie făcute. Da, nimeni nu comenta. De exemplu, acolo la Lăuzul, de ce nu am făcut? Ca să înțelegeți de ce nu am făcut. Pentru că este inclus în TISA, reparații din centrul comun, de aici, de la Fede, de acolo. Ăla de la Verșel și alea sunt incluse în același lucrare. Se putea face ceva din moment. Nu era treaba din jumătate de metru cu de beton. Nu era treaba din... Este foarte greu. Gândiți-vă cât s-a lucrat la funcția aia. Trebuie să ne înțelegeți mine. Acum l-am lăsat pe unul de zilea noastră. Suntem oameni și noi. Gândiți-vă, fără să supăr, când cineva face o investiție. Dau un exemplu. Nu, dau după ce e. Cât de mult se laudă, cât obosește, cât face, cât nu știu ce. Gândiți-vă ce înseamnă un mare, câte lucrări sunt. Dar domnul Marta, am ascultat pe Andrei, dar nu era treaba lui Mielu și nici treaba dumneavoastră, era treaba executantului. Ăla care a venit cu apa trebuia să-și facă treaba, să ridice canalul la, sau ce-o pus el la nivelul drumului și să-și facă treaba, să pună, nu să lese, să duce în fundul pământului, tub cu tot. Putea să pună ceva jos, un beton, ca să susțină greutatea și pozelor și asta. El s-a dus tuburile cu tocul capacul jos și a lăsat un timp. S-a lăsat un timp, dar dacă punea un beton mort, un radier, să-i pună jos, nu se mai lăsa. Asta e toată prostia în România, pentru că nu se pune terasament jos, nu se face radier și se duc. Aici la canalizare nu se pune beton, dar se pune și la canalizare, să știi. Eu nu sunt cu executantul, dar vreau să zic așa. Proiectul ăsta este în 2009. Tot ce vedeți, modificări sau s-a făcut în dispoziție și atent. Omul ăsta de la canal, de la apă, să-i dea Dumnezeu sănătate la mine. Dar n-am zis nimic, să-i dea Dumnezeu sănătate. Este foarte puteți să o facă și ei. De la treaba de 5 sari de ciment, ca de 5 sari de ciment, 100 de lei. 3. Și nu are oameni, lucrează cu 3-4 oameni. Ați văzut puntea de la... La Reușești aia, puntea? Da, da. E frumoasă? Frumoasă. Da. Cu practică, credeți că cu o simplă, dar o
multe simple. Dar frumos, că te-ai dat a ajuns. Când am pus două nume de aia, da? Să spună un cetățean de acolo, cum a zis Nea. A făcut ca să scăpăm Nicolaul. Băi, dar aia e punte făcută să scăpăm Nicolaul. E adevărat asta, dar gândiți-vă că la Berce, la Comand, s-au urcat 3 luni de zile cu tirajele noastre, n-am pus să plecăm din Comand. Și am adus un avantaj comun să nu e 3 miliarde. Eu nu zic că, de exemplu, acum, ca să pot să fac cât mai mult asfalt, dar nu știu dacă mă apuc sau nu pot să spun, trebuie iar să mă duc să bordez CAP-ul sau strada pădurii, să stau 2 luni de zile să săp eu cu tirajele mele, astfel că să nu dau să câștig. Eu nu zic că trebuie făcut, nu zic că. N-au stat întreaja mea absolut de rost. Da, eu nu zic că nu trebuie făcut. Da, și părerea mea, pe lângă, apropo de asfalt, prioritatea ar fi centru. Pentru că, da, e în centru comun, trebuie să fie măcar pe tare distanță. După aia se poate face și un comun o stradă. Nu am de în același... Na, părerea mea. Da, fiecare îi spuneți vă părerea punctul de vedere. Nu e ok să mă duc cu două străzi în coloană. Faceți o stradă, nu este moral. Spuneți-mi ce stradă să iau din coloană. Prioritate și drumul ăsta. Asta e ce ai dar asta mai discutăm. Asta e ca pe locul. Asta mai discutăm. Asta costă 3 miliarde până în capăt, până în coloană. Nu, nu. Dar trebuie angajat și centru, pentru că centru, parcă, toate localitățile și-au amenajat centru. Primul. Dar de ce spun? Vorbim de aia, nu vorbim. E ok de aici. Vorbim acum de fapt care ne ajung, de exemplu, și aici până la urmă, la intersecție, ne ajungă și două străzi la formă. E ok să mă duc cu două străzi cu domnul. Nu, drumul pe drumul. Ar fi mai... Unde să mai mulți locuri doi? Drumul pe drumul sau strada cea pe urmă? Drumul pe drumul. Drumul pe drumul sau strada cea pe urmă? Poate greșesc, dar să mai des. Da, vedeți mai mult de fapt. Unde să mai mult? Adică mă duc pe strada Pădu, n-am nicio problemă, cu toate că e mai ok, e strada, e duc comunal. Da, dar Pădurii, că e mai interesant. Domnul primar, dar de-aia la mine... Închideți, da, mulțumim frumos! Mai bine, dar e vorbit, iar de-o vedere.